Să trăiești, Nicule. O știai pe aia, o știai cu Times Square-ul, da? Da. Sigur. Da? Doamna are emoții prea mult. Ce faci, Nicolae? Acum sunt profesor de geografie. Prof de geogra? Da. La două școli din județul Galați. În Galați. Una e Vasile Ceicaru din Oancea. Aha. Acolo a fost profesor. Profesor de geografie? Da. Am pentru dumneavoastră un domeniu puternic, că vorbeam despre România. Un domeniu de combat. Hai, Moroșanu! Hai, Cătăline! Întrebare, da? Salut! Aude cum stă așa. Fii atent. Dacă răspunde greșit, pleacă. Mister, am și întrebări foarte ușoare pentru tine. Crede-mă. Dacă răspunzi greșit, Nicolae, la două din patru, s-a terminat. Ești din Galați, nu? Hai, mă. Păi, dar la... Acolo, cum nu mă pricep? Arta războiului, arta luptei, eu, da? Vin cu prima întrebare? Dă-i drumul, Cătălin. Hai, fii atent, prima întrebare. De când e lumea, oamenii mari rămân în istorie cu proiectele lor. Cel mare, cel groaznic, zgârcitul, cel bătrân, zgârcit, cel zgârcit, cel frumos. Și în sport la fel, iată câteva nume. Gâscanul, regele, briliantul. Da, Gâscanul era Dobrine, mi-amintesc. Fiara. Știți cine, e Fiara, nu? Fiara? Nu, hai, mă, nu știu ce e Fiara. Fiara. Ce, Iohannis? Marius Lăcătuș. Aoleu, Fiara, așa. Întrebarea mea este, sub ce poreclă este cunoscut renumitul boxer Leonardo Loftei? Ai două variante. E bine că sunt variante. Stai. E bine că sunt variante, Nicolae. Două variante. Prima variantă, Moșu. Sau a doua variantă, Baciu. Moșu. Dar cine e Baciu, știi? Nu. Amun. Și eu știu nu cine e Dorofte. Moșu, da. A, Baciu, Gică Popescu, da. Gică Popescu, da, Moșu Popescu. Corect, Gică Popescu e Baciu, așa e. Deci am spus că sunt ușoare. Fii atent. Da, eu sunt... Deci sunt de partea ta aici, da? Da, te rog. Fii atent, următoarea întrebare. Pentru unii sportivi este foarte greu de a găsi echilibru. E dificil să-și păstreze calmul și discernământul în timpul meciurilor. Fii atent. Ce a făcut Mike Tyson adversarului său, Edward Holyfield, în timpul unui meci? L-a mușcat de ureche sau i-a spus părul? L-a mușcat de ureche. A, bătălia aia cu Evander Holyfield și Tyson. Că da, ăla, mai da, țin minte când... E dus cu pluta Tyson, da. Da. Deci, răspunsul este... L-a mușcat de ureche, corect. E rămasă în istoria sportului. Dar nu știu de partea ta. Fii atent, întrebarea numărul 3. Dacă o răspunzi pe asta, dacă o prinzi și pe asta, corect, Nicolae, te duci mai departe și Cătălin Moroșanu îți dă posibilitatea să îmbârți cilindrii cu bani. Dacă nu pleci acasă. Fii atent. Sunt. Ești din Galați. Băi, ești din Galați, da? Da. Bun. Lasă-mă, nu mai speria omul. N-am cum, că e o întrebare care are legătură cu Galațiul. Bine. Ajungi uneori înaintea unei lupte să fii nevoit să faci orice ca să slăbești. Nu bei apă, te tunzi, cum nu mănânci o zi. Dar nu bei apă, mister, da. Nu bei apă 5 zile. Și te tunzi? Da, te tunzi. Câteva grame, corect. Bravo. Așa. Bun. Orice gram contează. Campionul mondial, Lucian Bute, povestește într-un interviu ce a fost nevoit să facă pentru a putea boxa. Ca să ajungă la greutatea potrivită. Da, ca să ajungă la greutatea potrivită. Întrebare. Ce și-a dat jos Lucian Bute ca să ajungă la greutatea potrivită? Categoriei la care lupta el, probabil. Categoria la care lupta. Ce a dat? Proteza dentară sau lenjeria intimă? Lenjeria intimă. Păi nu poartă. Nu? Încă mai are dinți. Da. Poate acum. Lenjeria intimă. Poți un fel de proteză butieră? Nu, aia e în timpul meciului. Bravo. Bun. Deci,
Lenjeria intimă. Lenjeria intimă. Dar mi-aduc aminte. Corect. Ții minte momentul? Da, da. Auzi? Da. A rămas... A aruncat-o în public, mă. Cum, mă? Și-a dat jos... Și-a dat jos? Da. Da? Și-a rămas... Și-a rămas... Să mă depășească. Nu cred. Și ce? Și erau camerele de filmat acolo? Da, cum să nu? Eu nu mi-am amintesc, mă. Țineți minte momentul în care a rămas bute în... Dar le-a tratat cu spatele. Dar nu, mă, mister, dar stai că a pus ceva cu acolo. Nu a stat acolo. Salut, băieți, dar n-am făcut striptease. Și alea câteva grame alea au făcut diferența, Cătăline. Orice gram. Când ești acolo pe la cântar. Oameni, Dumnezeule, crede-mă ce spun. Tare. Da, și-a dat bâta. Dar bine, i-a pus cineva. Corect, da, să nu se vadă, nu da. Se vadă și a stat acolo. Foarte tare. Și gramele alea au contat. Imens de mult. Da. Deci în sport contează orice gram. Ți-ai fi dat? Bine, dacă era un paravan. Normal, când mi-aș fi dat, ce mi-e rușine. Fii atent. Are posibilitatea să învârte la 5. Ia, ajută-l tu la 5. Așa, da. Bun. Nu da tare, Costici. Nu da, nu da ușor. Nu da tare. Așa. Dar știi ce înseamnă ușor? Înțelegi noțiunea de ușor, Cătălin? Hai să vedem dacă o înțeleg sau dacă nu înțeleg. Da, bun. Grijă că e da, deci decorul. Da, știi ce înseamnă ușor? Da. Zi mediu atunci. Hai. Zi ușor spre mediu. Ușor spre mediu, zi. Da. Ușor spre mediu. Bun. Stop. Bravo. Uite-mă. Trag eu, nu? Hai. Ia stai aici, Cătălin. Ia să stai aici. Hai. Uite, mamă. Nicolae, până acum... Am fost de partea ta. Da? Acum nu ai. Ai văzut, te-a dat întrebări ușoare. Ce mai vrei altceva? Urmează, păi uite că-s și eu aici. Urmează o întrebare excepțională. Stai că nu, stai să vedem cât a câștigat omul, ia vezi. Ia, să vedem ce a câștigat. Prima oară. Ia să vedem. Fii atent, Nicolae. Nicolae. Păi, Nicolae, stai puțin să... Stai puțin, că nu mai stai puțin, că... L-ai șifonat-o, da, mă, nu mai pot, că... L-ai șifonat. N-am văzut Nicolae, bine, te smut. Campionul are 55.000 de lei. Tu trebuie să faci mai mult de 55.000 de lei ca să iei locul. Nicolae, lei, fii atent ce spun. Bă. Ia. Excelent! 60.000. Doamne, deci 60.000, Cătăline. Nicolae, uite, numai așa cum să reacționez. Dar nu ce să mai fac. 60.000. Fii atent, ascultă-l. Nicolae, facem așa. Stai, Cătăline, nu pleca. Taci un pic, taci mai din gură un pic. Taci un pic să explic omul. Nicolae, 60.000 de lei. Asta înseamnă că poți să fii campion. Să iei locul Cristinei care are 55.000 de lei. Sau... riști și te duci mai departe. Alte domenii de cultură generală, alți cilindri. E un joc despre decizii. Nu sunt la cum. Și prefer să fiu campion pentru anumit timp. Cât o fi? Poți să fii până la final. Depinde de cei care stau la coadă. Nicolae, rămâi? În fața copiilor, elevilor mei, rămân un campion. Domnule profesor de geografie, avem un nou campion. E Nicolae! Bravo! Îmi pare rău. E ca în viață. Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc eu. Ți-l prezint pe Cătălin împreună. Bună. Mergem împreună. La revedere. Mulțumesc, m-am Cătălin. Eu m-am ocupat. Ceau. Hai acolo, pe aici. Ceau, succes. Avem un nou campion din clipa asta. Mergem mai departe. Următorul. Hai, Victor. Salut, Victore! Salut, Dan! Câți ani ai, Victor? 23. 23. De revelioane. Mai luat-o. Auzi, Victore, mă uit acum în cartea asta ta de vizită și zice că ești pasionat de arme? Da, de orice fel de arme, de la arme medievale la arme noi, de foc. Îmi place să trag cu ele, să mă interesez de ele, studiez despre ele. E unul din domeniile mele preferate. Dar ce te-a apucat așa? Adică ai făcut armata? Nu. N-ai făcut nici armata? N-am făcut nici armata. Dar ție-ți plac bum-bum-bumuri? Așa am fost de mic. Cred că oricărui băiat îi placă decât armele. Dar ce faci? Cu ce te ocupi tu? Eu sunt momentan student la medicină. La medicină dentară. Excelent. Mulțumesc. Și-ți plac armele? Plac mai multe, da, și armele. Și ce pasiune ai? La ce te pricepi foarte bine?
Păi mă pricep la mașini foarte bine. Îmi place să le conduc. Am o mașină pe care o restaurez acum, din 1993. Sper să particip cu ea la competiții, deși deocamdată chestia asta e cam departe de adevăr. Sau dacă câștig la această emisiune, foarte aproape de adevăr. 23 de ani zici că ai? 23. Victore, uite un domeniu, îi zicem drumuri peste apă și îți dau o întrebare. Fii atent. Mă intimidezi așa, te uiți la mine cu... Serios, adică se uită așa poker face. O să închid ochii, o să mă uit acolo. Unde este celebra punte a suspinelor folosită în trecut ca pasaj de trecere a deținuților? Vezi că nici nu mă uit la tine. E la Roma sau la Veneția, Victore? Voi zice Veneția. Nu sunt sigur. Lezne. Student la medicină, la stomatologie. Perfect. Pod celebru din Florența. Se spune că a fost salvat de Hitler. E o poveste întreagă despre podul ăsta. Hitler ar fi ordonat să nu fie bombardat în cel de-al doilea război mondial. E vorba de Ponte Vecchio sau de Ponte Rialto? Ponte Vecchio. Știi, secretul aici e Florența. Secretul e Florența, într-adevăr. Ponte Vecchio, Puștule. 23 de ani, da? 23. N-a trecut mult de când, ții minte, podul de piatră s-a dărâmat, a venit apa și l-a luat, vom face altul pe râu în jos, și pe râu în jos, altul mai trainic și mai frumos. Sau mai puternic și valoros? Mă induci în eroare. Voi zice mai trainic și mai frumos. Sau puternic și valoros? Da, lasă-mă în pace, te rog. Sau puternic? Nu. Prima variantă rămâne. Victore. Mai trainic și mai frumos. Excelent! Ai făcut tripleta, Puștule, bravo! Fii atent. Nicolae are 60.000 de lei și 59 de ani. Tu ai 23 de ani și... Pa, zici stop, da? Stop. Alege, Victoraș. $60.000 are Nicolae. Dacă faci mai mult de 60.000, poți să treci pe scaunul campionului. Despre asta e jocul. Incredibil. Victore, 100.000 de lei. Da. Salut, mi-a făcut plăcere. Stai așa, Victoraș. Nu știu ce să zic, eu m-aș duce. Fii atent. Da. Puștule, îți dau posibilitatea să rămâi și îți mai dau niște domenii de cultură generală. Sau, poți să câștigi mai mult. Sau, îți dau... Avem un nou campion de 100.000 de lei. Ăsta mic de 23 de ani. Nicolae, incredibil. Despre asta e turmez, despre noroc, despre alegeri. Mă bucur că am bifat. Mulțumesc. Poate ne voi fi invitați și la joc. Cu drag. Mulțumesc. A stat o vreme Nicolae acolo cu 60.000 de lei. Puștule, Victor, ai fost așa relaxat, uite și acum, așa ca belferul relaxat. Parcă a fost făcut pentru mine asta, nu știu cum să zic. 100.000 de lei, jucăm sau nu jucăm cu Victor runda finală? Totul depinde de următorul. Incredibil cum a scos 100.000. Mamă.
Sincer, și eu am fost în... Te văd că ai rămas. De acum încolo, concurenții trebuie să lupte ca lumea. Mai mult de 100 de mii. Roxana. Jucăm? Da. Ce faci? Cu ce te ocupi? Sunt inginer chimist, lucrez în industria extractivă și pot să mă laud că am două brevete de invenție. Încet. Inventatoare. Da, inventez și în bucătărie. Fac tot felul de amestecuri în bucătărie ca să-mi iasă ceva nou. Bine, lasă-le pe astea, dar tu vorbești de invenții serioase, brevetate, ești inventatoare cu brevet? Da. Ascultă-mă, te rog să le transmiți colegilor tăi inventatori rugămintea noastră a celor de aici. Ne vezi pe toți aici. Transmite-le așa. Inventați robot să ne scapă de hoți! De ce? Sunt alții. Ar trebui mulți roboți și să facă șosele și să vă asfalteze. Am zis să ne scapă de hoți, știi? Adică... Și de hoți, da. Bine, în primul Roxana, rând, doamna inventatoare, am pentru dumneavoastră domeniul muzeu în România. Trebuie să trecem de 100 de mii de euro. Ăsta mic, așa, un pic arogant, generația lui, așa, un pic infatuat, așa, un pic relaxat. E generația TikTok. Uite, avem pe ecran sumele. Roxana, 150.000, 100.000, 75.000, 6 sunt. Începem? Începem? Da. Fii atentă. Unde trebuie să mergi ca să vizitezi castelul Huniazilor? La Hunedoara sau la Bran? Normal, la Hunedoara. Doamna inginer și inventator, excelent răspuns. Hunedoara. Asta nu era greu. Nici ăsta nu e greu. La Antipa, muzeul București, vis-a-vis guvernul. Da. Acolo poți să vezi cel mai mare schelet complet al unui elefant preistoric sau dinozaur carnivor. O dădeam la ghici. La ghici o dădeați, așa-i? Aici, da, chiar că n-am copii nici, n-am fost la Antipa. Dar zic dinozaur carnivor. Dinozaurul carnivor. Na, e un mamut acolo, cel mai mare schelet complet al unui... Asta că au fost în fața muzeului, au fost că de-aia mamuții aia. Ții minte că era elefantul ăla mare, un mamut. Se aruncă bani pe creștetul. Nu mai avem voie să ratăm nimic, Roxana. Unde este casa memorială Nicolae Iorga? La Vălenii de Munte sau la Brașov? Iorga. Vălenii de Munte. La Vălenii de Munte. A? Da, da. Iorga. Două răspunsuri corecte, unul greșit. Ăla cu dinozaurul. Ce muzeu adăpostește Palatul Cantacuzino? Casa Culei de pe Calea Victoriei. Adăpostește Muzeul Colecțiilor de Artă sau George Enescu? Roxana, unde locuiești? Ploiești. Ploiești. Ai fost ești în București, ai... O iei pe Victoriei. Da. Cum vii dinspre Victoriei așa, pe dreapta, cum te duci? Eu casa asta Culei. 5 secunde îți mai dau. 4 secunde. Muzeul Colecțiilor de Artă. Muzeul Colecțiilor de Artă. N-avem voie să mai ratăm nimic. Nu! E casa Enescu, e George Enescu. Cum mergi din Victoriei spre universitate, pe dreapta, pentru cei care nu sunt din București, dar multă lume a venit în București, pe dreapta e casa aia frumoasă, excelentă. Spectaculoasă, e casa Enescu. Doamna inginer, chimist, cu două brevete. Două brevete? Da, Enescu mi-a pus capac. Enescu ți-a pus capac. Enescu ți-a pus capac.